aceste tinere speranțe îmbină dansurile, cântecul și mândru popor popular, au devenit adevărați mesageri ai zonei pe care o reprezintă cu mândrie. Ansamblul Mugurașii Oltului din comuna Preșoi-Olt este alcătuit din tineri care promovează valorile tradiționale autentice prin intermediul dansului românesc. Deși mici, sunt mari prin voința și prin talentul de care dau dovadă. Suitele de dansuri populare cuprind piese coreografice de o frumusețe inegalabilă și de o mare valoare artistică documentară. Astăzi, în fața și în aplauzele dumneavoastră, vom deschide, așa cum se cuvine să-i primim, pe Mugurașii Oltului din comuna Pleșoiul. Ei sunt coordonați de domnul coregraf Sandu Rizea, director coordonator domnișoara Irina Tabacu și, bineînțeles, coordonator ansamblului, domnul primar Valeriu Mândescu. Haideți să-i primim cum se cuvine și să dăm drumul la veselie! La mulți ani îngești!
Iar acum, iar așa, hai, hai, hai așa! Formația profesionistă de astăzi este condusă de domnul, sau maestru, mai bine spus, Wilson Georgescu, alături de colegii dumnealui Costel Popescu și Florin Lucan. Minunații artiști care vor popozi astăzi în fața dumneavoastră vor fi acompaniați de acești minunați muzicieni ai noștri și de aceea deschidem spectacolul cu acești minunați artiști instrumentiști printr-un program artistic de virtuozitate. La mulți ani lungești! La mulți ani să ne bucurăm de sărbătoare! Thank you.
suntem în cabinetul Ilonei Tudor, specialist în nutriție. După ce ne-a învățat cum să ne hidratăm, mai ales că acum s-au anunțat zile cu temperaturi de aproape 40 de grade, vom vorbi despre proteine. Ilona, trebuie să facem o precizare, să le spunem celor care ne urmăresc ce înseamnă proteinele. Bună ziua și bine ați venit! Sigur că da, vorbim astăzi despre proteine, pentru că toți suntem noi un popor carnivor și ne place cărnița și de multe ori am auzit că eu mănânc foarte bine, nici o masă fără carne. Vreau să vă spun, dragii mei, că nu este o soluție. Proteina este cărnița cu care suntem obișnuiți toți și prin descompunere oferă organismului nostru aminoacizi. Aminoacizi pe care organismul îi folosește să-și creeze propriile proteine. Ideea este că organismul uman are nevoie cam de un gram de proteină pe kilogram corp. Așa că ceea ce avem noi de multe ori în farfurie este extrem de mult. Un gram de proteină pe kilogram corp ca și porție înseamnă așa, cât palma, fără degete, într-o zi. Înainte de a merge mai departe, te-aș ruga frumos să ne spui de câte feluri sunt proteinele. Avem proteine animale și proteine vegetale. Tot se bate molendă pe proteina animală, că este conține toți aminoacizii esențiali, pentru că, așa cum am spus, prin descompunere ea pune la dispoziția organismului nostru aminoacizi. Sunt câțiva aminoacizi esențiali pe care îi luăm din hrană și se merge pe ideea că trebuie să consumăm proteină animală ca să aducem organismului nostru acei aminoacizi. Dar există și în lumea vegetală aminoacizii respectivi și dacă învățăm să combinăm corect proteinele vegetale, atunci punem la dispoziția organismului nostru absolut tot ce are el nevoie. Aș vrea să specific faptul că există diferențe destul de mari între proteina animală și proteina vegetală în ceea ce privește efectul pe care îl au în organismul nostru asupra sănătății. Proteina animală este proinflamatoare, clar. Ce înseamnă? Înseamnă că în urma procesului de digestie rezultă într-adevăr acei aminoacizi pe care îi folosim să reconstruim, pentru că rolul proteinei este de reconstrucție, de a repara acolo unde s-a stricat ceva în organismul nostru. Așa, în termeni mai uzuali, mă exprim. Dar, în afară de acei aminoacizi, mai pune, rezultă niște produși secundari, produși reziduali în urma descompunerii proteinei, care sunt acizi. De aceea, proteina animală consumată în exces crește aciditatea în organismul nostru. Crescând aciditatea, produce inflamații. Da? Acele afecțiuni terminate în ită sunt rezultatul consumului exagerat de proteine. Și ne vorbim aici de acid uric, de acid sulfuric sau știu, guta, de exemplu, este rezultatul consumului exagerat de proteine animale, pentru că prin descompunere rezultă acel acid uric, care se blochează la nivelul, se fixează la nivelul articulațiilor, da. Bun. Și atunci, diminuând cantitatea de proteină, ne încadrăm în niște parametri astfel încât să nu ajungem să avem un organism cantitate mare de acizi. Care este cea mai sănătoasă proteină animală? Cea mai sănătoasă proteină animală este cea care nu are grăsime multă. Pentru că mai trebuie să adăugăm la proteina animală și faptul că ea conține colesterol. Da? Oricât de slab ar fi o cărniță, are acolo niște firișoare sau niște stropi de grăsime pe care noi nu-i vedem. Grăsime care este saturată, tot ce vine din lumea animală înseamnă grăsime saturată care îngreunează digestia, da? Și vine cu cantitate de colesterol. Așa că dacă e să vorbim de pui, de exemplu, evitată pielea clară, acolo se găsesc cele mai multe grăsimi și cea mai bună bucățică din pui ar fi pieptul, raportat la cantitatea de grăsime pe care o are. De asemenea, de la porc, tot ce înseamnă partea de sus, mușchiuleț, de asemenea, e recomandat.
Deci, cât mai slabă carnea, cu atât mai puțin colesterol conține. Și colesterolul rău este acel colesterol LDL, care crește datorită consumului exagerat de grăsimi saturate. Se fixează pe vasele de sânge, blochează circulația sanguină și ne trezim cu afecțiuni cardiovasculare care bulversează absolut totul în organismul nostru. Deci, cu cât mai multe grăsimi saturate de origine animală, cu atât mai bine. Peștele. Peștele este o grăsime bună, conține omega-3, care este extraordinar de sănătos. Chiar 2-3 mese de pește pe săptămână ar fi ideale. Din păcate, nu prea avem cultura asta a consumului de pește și tot încercăm să educăm lumea să consume astfel de alime, dar cred eu că încet, ușor, încet, ușor. Da, vom merge pe direcția este asta. Este o carne ușoară, o carne bună de consumat vara, pentru că porcul lăsăm mai pentru da, carnă. Da, exact. Da. Proteinele vegetale. Proteinele vegetale ar trebui iubite mai mult, pentru că sunt foarte ușor de digerat, vin și ele cu ce are nevoie organismul, dar în plus față de proteina animală au niște aturi. Care niște aturi care sunt extraordinar de benefice pentru sănătatea noastră. Și anume, vin cu fitonutrienți, vin cu fibre pe care proteina animală, deci proteina animală nu conține fibre. Proteinele vegetale conțin fitonutrienți, conțin fibre, exclus să găsim colesterol în proteinele vegetale și mai mult decât atât conțin enzime. Enzime de care avem nevoie în procesul de digestie. Deci atât că vin cu un plus de valoare. Odată cu fibre care favorizează tranzitul nostru normal și avem nevoie cam de 18-30 de grame de fibre pe zi, le obținem doar din lumea vegetală, vin cu fitonutrienți, acele substanțe vitaminice și minerale pe care nu le găsim în alte alimente și cu enzime. Și dacă le consumăm crude, cu atât mai bine, pentru că enzimele la temperaturi mai mari de 40 de grade se distrug. Deci atât, dragii mei, că importantă este în special proteina vegetală și mai ales în acest sezon teribil de cald, când nu ne vine să mâncăm aproape nimic, recomandabil este să ne oprim la o porție de, știu eu, quinoa gătită cu legume. Iată o proteină vegetală care vine cu tot ce are nevoie organismul nostru. Este și ușor de digerat, vine cu fibre, vine cu aminoacizi, vine cu absolut tot ce avem nevoie. De asemenea, aș vrea să mai subliniez un lucru. Suntem obișnuiți să facem o salată cu de toate sau să prăjim carnea în mult ulei, pentru că așa am văzut poate la mama sau la bunica. Este total greșit. Cu cât avem mai multă grăsime alături de proteinele noastre, cu atât digestia este mai lentă. Există posibilitatea chiar să dublăm timpul de digestie dacă avem grăsimi multe în farfurie. De aceea, optați pe lângă proteinele de calitate și pentru grăsimi tot din lumea vegetală. Uleiuri vegetale, noci, semințe, care să vină cu un aport de omega-3, omega-6, omega-9, pe care organismul să-l folosească în favoarea dumneavoastră și nu în defavoare. Acea salată de vară în care se găsește și un pic de brânză și niște carne de pui care, după cum spui, ar trebui nu prăjită, ci fiartă, amestecată cu diverse legume, este un mod de a ne hrăni sănătos în această perioadă? O salată este întotdeauna un mod sănătos de a ne hrăni. Acum, atenție la calorii. Dacă suntem într-o etapă în care vrem să slăbim, de multe ori consumăm o salată cu de toate și avem acolo mai multe calorii decât într-o, nu știu, într-o tocană sau într-o friptură. Da? Deci, cu cât combinăm mai mult brânză, carne, ouă,
chiar dacă acolo abundă în vegetale, combinațiile acestea cresc timpul de digestie și vin cu multe calorii. Atunci e bine să facem o salată la un moment dat doar cu carne de pui fiartă și cu altceva pe lângă, altă salată să o facem cu brânză și alta cu ou. Și atenție la cantitatea de ulei pe care o punem în salată, că avem tendința să facem un tur așa cu sticla. Uleiul se pune cu lingura, cel mult o lingură de ulei într-o salată voluminoasă. Da? Un tur din asta de sticlă, eu știu, are cel puțin 4-5 linguri de ulei. Wow. Deci nu avem de mult. Da. Trebuie atunci mare grijă și exact cum ai zis, punem uleiul cu lingurița. Da. Bun. Ce alte sfaturi ne mai dai legate de subiectul nostru de astăzi, proteine? Legat de proteine, mă simt cumva datoare să spun faptul că trebuie să avem un echilibru pe parcursul unei zile. Și anume, dacă nu putem renunța la proteina animală, să o includem la masa de prânz. Seara să lăsăm organismului posibilitatea să se alimenteze cu acele elemente care reconstruiesc. Să lăsăm proteina vegetală, respectiv, care se digeră foarte ușor și permite organismului peste noapte să se echilibreze, să se refacă, să se detoxifice. Deci foarte important este să păstrăm acest echilibru zilnic, dacă se poate. Și atunci, dimineața mâncăm un ou fiert tare, zic, dacă este corect așa, cu ceva pe lângă o roșie, un ardei, la prânz o salată, de data asta cu o carne de pui fiartă, la fel asezonată cu salată diverse, și spre seară poate o bucățică de pește, tot așa cu o salată lângă, cum ne sfătuiești? Aș recomanda, într-adevăr, oul este un aliment complet, este considerat alimentul complet și e recomandat să nu lipsească din dieta noastră. Mai mult de 2, maxim 3 ouă pe săptămână nu recomand, pentru că vine și el cu grăsimi și cu alte elemente greu digerabile și proinflamatorii. Aș recomanda să începem ziua cu cereale integrale sau cu fructe, mai ales că e vară toridă. Ba nu, aș recomanda să începem ziua cu apă. Da, trebuie să ținem cont acest lucru, mai ales în perioada asta. Da, clar. Și un start sănătos avem dacă consumăm la micul dejun carbohidrați, așa cum am vorbit noi în emisiunea anterioară. Da, sunt sursă de energie pentru noi și ne împiedică să ronțăim după aceea. Da. Apoi la prânz, sigur că da, o salată cu pui, cu pește, cu fructe de mare, cu tot ce e ușor digerabil în perioada asta, da? Iar spre seară, proteină vegetală pe care o luăm din fasole verde, din quinoa, din diverse salate pe care le facem cu știulinte, năut, chiar ciuperci, da? Adică dovlecei sunt, da, au mai puține proteine, dar sunt extrem de bine tolerați. Da, exact. Chiar ar trebui să includem dovlecei, broccoli, sparanghel. Cumpida. Da, cumpida, cum să nu. Și foarte multe fructe. Clar, sezonul ăsta, da. În perioada asta de vară, trebuie să valorificăm tot ce ne oferă natura. Piersici, caise, pepenii, care ne și hidratează. Cu mențiunea că, scuză-mă, la fructe să avem grijă să le includem în masă separat. Da? Deci, gustare separat. Nu, în timp, după micul dejun imediat, la o perioadă, la o oră sau cum e recomandat? La 3 ore. La 3 ore de masa principală să avem o masă de fructe. Deci după fiecare masă principală, după micul dejun, la 3 ore un fruct, după masa de prânz, la fel, la 3 ore un fruct. Și după cine ne oprim? Atât. Pentru că fructele consumate seara
sunt sursă de energie și organismul nu are ce să facă cu acea energie și atunci ca să scape de ea, o depozitează sub formă de grăsime. Deci nu ne răsfățăm nici cu foarte multă bere, dar nici cu foarte multe fructe seara. Da? Avem un pahar de apă și Și nu mai spun de faptul că am întâlnit frecvent situații în care după masă se consumă fructe. Păi dacă avem o masă bogată în proteină animală și imediat după consumăm niște fructe, este total greșit. Fructele încep digestia în gură și o termină în intestin. Proteinele sunt supuse procesului de digestie în stomac, sub acțiunea acidului clorhidric. Ce se întâmplă cu fructele noastre? Rămân acolo în stomac până când digerăm proteina și trimitem proteina în intestin. Ce fac ele acolo? Intră în proces de fermentație. Și aud frecvent, mă balonez, am gaze, nu mai pot, nu suport fructele. Dar la o discuție mai detaliată, constat de fapt că fructele sunt consumate greșit. Deci, da, avem masa de prânz, o alcătuim din proteină, fie animală, fie vegetală, cu foarte multe legume, da? Iar fructele le consumăm separat. Deci fructele sunt vedetele în alimentația noastră, nu le combinăm cu nimic. Există anumite fructe care conțin, cum este papaya, de exemplu, conține papaină care favorizează digestia proteinei, da? Și acționează asupra intestinului, reglând peristaltismul, de exemplu, și favorizând eliminarea scaunului. Mă rog, și ananasul, dar sunt puține fructe care se combină cu proteine. Deci astăzi am învățat o lecție foarte importantă. Am recapitulat lecția de a ne hidrata, de a începe ziua cu o cană de apă și de a consuma fructele la 3 ore după micul dejun și după prânz. Atât!
Thank you.
Thank you.